Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur să fiu în această seară cu voi. Mă bucur să vă văd așa de mulți. Vă felicit că ați decis să petreceți timpul care Domnul vi l-a dat astăzi, să-l puneți în negot și să-l câștigați. Cu timpul acesta vă veți întâlni. Poate că mulți aveați de făcut teme sau poate alte lucruri, dar mă bucur că sunteți aici în această seară. Niciunul nu e la voia întâmplării. Cred că Domnul are să vă vorbească fiecăruia dintre voi. De aceea n-am să mai risipesc timpul, am să vă invit să vă ridicați toți și am să citesc două versete care vreau să ne gândim la ele. Am să spun în această seară adevărul, numai adevărul, tot adevărul. Și nici o minciună care diavolul a încercat să o strecoare în mintea voastră să nu fie acceptată crezând adevărul acesta. Am să citesc în românește două versete și o să rog pe unul dintre băieții de acolo mai din spate. Care vor ei? Dacă este unul care vrea să vină să citească două versete de aici, dacă nu, o să numesc eu unul, da? Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 17 și 18. V-aș spune și pagina, dar a mea Biblie e bilingvă și diferă un picuț. Deci Fapte, capitolul 2, versetul 17 și 18. Până atunci, până citesc, să se pregătească unul și să vină să citească, bine, în limba engleză. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Amin. Vreți să spuneți toți amin. Acesta e cuvântul și adevărul lui Dumnezeu care s-a împlinit și trebuie să se împlinească cu noi astăzi, cu generația aceasta. Eu îmi doresc aceasta și cred că Domnul poate să facă dacă și voi vă doriți. Este cineva care vrea să vină să citească? Abel, hai te rog în fața aici și să citești. Am eu Biblia, Abel Melinte. Hai repede că timpul e important în această seară. Uite aici, astea două versete, 17 și 18, bine? And it shall come to pass in the last day, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my made servants, I will pour out my spirit in those days and they will shall prophesy. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze, mulțumesc, vă rog să vă așezați. Dragii mei, așa cum bine știți, suntem la a treia seară. Prima seară am înțeles că ați parcurs THQ about God, THQ about Jesus și acum tonight THQ about Holy Spirit. Vreau să vă spun ceva înainte de a intra în lecția aceasta, în cuvântul acesta de învățătură, adevărurile care vreau să le spun în această seară din cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă relație de prietenie, cea mai perfectă armonie, părtășie, unitate, există în relația Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Binecuvântată să fie Sfânta Treime, prezența ei în această seară în mijlocul nostru. Dacă ați simțit prezența lui Dumnezeu, prezența Fiului și prezența Duhului Sfânt în această seară, bucurați-vă, mulțumiți și rugați-L pe Domnul să vă însoțească în fiecare zi. Dragii mei, atât de aproape a venit Dumnezeu lângă tine, Emanuel, m-auzi? Lângă tine, lângă voi, lângă mine, încât ne-a dat dreptul acesta să ne numim copii ai Lui și să-i putem spune Tată. Dumnezeul acesta nevăzut, suveranul care ține în mâna Lui universul acesta și nimic nu se întâmplă fără de știrea Lui. Deși așa de multe întrebări, hard questions, are lumea să îi le pună lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe și să decreteze tot ceea ce se întâmplă.
Așa de aproape a venit Dumnezeu de noi și ne-a spus, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Pretenia care Domnul Iisus și frăția care a câștigat-o pentru fiecare dintre noi, prin faptul că și-a dat viața pentru noi, e cea mai sigură, cea mai extraordinară relație care se poate trăi pe pământul acesta de către tine, de către tine, de către mine. Cel mai bun prieten care poți să-l ai e Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și cel mai bun sfătuitor, cel mai bun consilier, cel mai bun mângâitor, cel mai bun care te poate învăța și îți spune tot adevărul, cum să-ți înlocuiești în minte adevărul cu minciuna, este Duhul Sfânt. De aceea, spunând o dată, binecuvântată să fie Sfânta Trăime, prezența ei în mijlocul nostru. Am mai multe întrebări pregătite în această seară pentru noi. Nu știu câte vom reuși să parcurgem. Nu știu la cât se termină tineretul. Voi nu spuneți nimic. La ce oră se termină tineretul? La ce oră se termină programul de joia? La cât? Eu încerc să termin mai repede. Mulțumesc că ați fost foarte generoși cu mine, dar încerc să termin mult mai repede. Dragii mei, poate că ați văzut și pe video care l-ați primit câteva întrebări. Vreau pentru unele poate să aloc mai mult timp, pentru unele mai puțin. Oricum, vreau să învățăm în această seară și să aflăm răspunsul la câteva întrebări care le-am considerat eu grele, complicate și care cred că v-ar interesa să aflați adevărul, cuvântul lui Dumnezeu biblic, răspunsuri biblice, scurte și practice, care să rămână în această seară. Mă rog Domnului să nu fie aceste lucruri informații pentru voi, ci să fie revelația din partea lui Dumnezeu, să le credeți, să vi le însușiți și să le trăiți în această viață pe care Domnul vă pregătește. Prima întrebare care o am este despre lucrul acesta, Duhul Sfânt, o putere, persoană, forță naturală. Da, se vede și în engleză Holy Spirit Power, Person or Mystical Force or Mystical Power. Foarte mulți s-au grăbit să se dea cu părerea și să își spună o învățătură sau să creeze, să inventeze tot felul de filozofii la persoana, puterea, forța, lucrarea, ceea ce face Duhul Sfânt în viața credinciosului. Însă vreau să înțelegem și să știm foarte bine această seară două adevăruri foarte simple. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune că afirmă cu tărie Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia persoană din Trinitate. Dumnezeu este Duhul Sfânt. Și aici câteva exemple foarte simple. Când Anania merge la Petru, la apostol, și le spune că cu prețul acela a vândut moșioara, Petru îl întâmpină și plin de Duhul Sfânt al Dumnezeu vine și spune, Anania, de ce ți-a umplut Satana mintea și inima să-l minți pe Duhul Sfânt? Fapte capitolul 5. Nu l-ai mințit pe oameni, nu ne-ai mințit pe noi, ci l-ai mințit pe Dumnezeu. Un context, un cuvânt foarte clar unde se arată că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu pentru că are caracteristici, calități, atributele lui Dumnezeu. Foarte scurte exemple care vreau să vi le dau în această seară. Psalmul 139, versetele 7 și 8, spune despre omniprezența lui Dumnezeu, un atribut al lui Dumnezeu care este peste tot. Și se întreabă psalmistul acolo și spune așa, în versetul 7 și 8, unde voi fugi departe de Duhul tău? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă voi încerca să mă cobor în locuința morților și iată-te și acolo. Dacă voi încerca să merg la marginea mării, omniprezența, prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu peste tot afirmă atributul lui din dumnezeire care este Dumnezeu. De asemenea, prezența Duhului Sfânt la creație din Genesa, da? Apoi la concepție când Iisus a fost conceput în pântecele Mariei, la botezul lui Iisus, învierea lui Hristos din morți și sigur ceea ce e scris în Scriptură, etapa finală care tot prin puterea și ajutorul Duhului Sfânt Dumnezeu o va face. Și nu în ultimul rând, încă un argument că Duhul Sfânt este Dumnezeu, în 1 Corinteni capitolul 2, versetele 10 și 11 se spune despre faptul că Duhul Sfânt în omnisciența Lui, faptul că știe și cunoaște totul, da? Cunoaște gândurile omului și cele mai
adânci și ascunse taine care Dumnezeu le are. Sunt foarte multe versete ca și argumente, nu o să mă opresc să le citesc, o să citesc care mi le aduc aminte așa din memorie, poate vom citi din ele, dar vreau să reușim să parcurgem cât mai multă învățătură care să rămână în mintea voastră. Așadar, Duhul Sfânt este Dumnezeu și doi, Duhul Sfânt este o persoană divină cu voință, emoții și minte, rațiune. Și aici, încă un lucru care vreau să vă zic, orice referire a Scripturii face și spune despre Duhul Sfânt, nu știu câți de mulți dintre voi știți genul masculin, feminin și neutru. Nu vorbește despre el ca și o forță și ca și o putere, ci întotdeauna este He, El, face referire la aceasta. Când va veni El, are să vă învețe. El, Mângâietorul, în Ioan capitolul 14, capitolul 15, capitolul 16, da? Deci, He, not it. Duhul Sfânt gândește și cunoaște. Duhul Sfânt poate fi întristat. Efeseni capitolul 4, versetul 30. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, da? Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite. Romani 8, capitolul 8, versetele 26-27. Duhul Sfânt decide în acord cu voința sa și aici, în 1 Corinteni capitolul 12, când vorbește despre darurile care le împarte în biserică la fiecare modul cum Duhul decide în acord cu voința sa și, nu în ultimul rând, Duhul mângâie, sfătuiește, învață, consiliază. Așadar, nu uitați aceste două adevăruri despre ce este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, a treia persoană din Trinitate, și doi, Duhul Sfânt este o persoană divină cu voință, minte și emoții. O forță, o putere nu poate să mângâie, nu poate să fie întristată, nu poate să decide, nu poate să mijlocească. Așadar, statutul și adevărul cel mai clar și simplu despre Duhul Sfânt e că este o persoană. Ok, mergem mai departe. O întrebare care cred că vă interesează pe toți este aceasta. Ce înseamnă hula, da? Cuvântul, termenul românesc, blasfemie, blasphemy in English, împotriva Duhului Sfânt? What is blasphemy against the Holy Spirit? Știe cineva, s-o gândit cineva, s-o frământat cineva cu lucrul acesta, gândul acesta, oare nu cumva am hulit, am avut vreun cuvânt de hulă, am spus ceva care să hulească pe Duhul Sfânt al Dumnezeu? Vreau să vă spun că în Scriptură Domnul Iisus face referire aici și la subiectul acesta este scris în două părți, în Marcu capitolul 3, de la 22 la 30 și apoi în Matei capitolul 12, tot așa de la 22 la 32, unde contextul acolo se întâmplă că Domnul Iisus vindecă pe un surdomut și îl eliberează. Îl vindecă și îl eliberează. Și cei care erau acolo, când văd minunea aceasta, se întreabă și se miră, se minunează și zic, nu-i cumva acesta Mesia pe care noi îl așteptam și se scria de mult prin proroci? Și când fariseii, conducătorii lor religioși din vremea aceea, aud că oamenii încep să creadă și să vadă minunile care se întâmplă, zic, omul acesta scoate draci, da, cu ajutorul lui Belzebut, domnul dracilor. O afirmație extraordinar de urâtă, de ofensatoare la adresa Fiului lui Dumnezeu. Domnul face minunea aceasta, da, și se oprește și le dă câteva argumente logice de ce ceea ce spun ei nu e adevărat. Și imediat după aceea, în versetele care urmează, Domnul le vorbește și le spune despre hula, blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Deci acesta este contextul în care Domnul dă învățătură ce înseamnă lucrul acesta. Ok? M-am uitat în dicționarul și românesc și în engleză să văd ce înseamnă, cum se poate traduce cuvântul acesta. Și dicționarul românesc spune că hula, blasfemie, defăimare a lucrurilor sfinte, lipsă de reverență, sfidătoare, o sfidare constantă, sau în engleză, disrespect for God and the spiritual things. Asta este hula. În contextul
acestor întâmplări care le-am spus din Matei și din Marcu, fariseii s-au făcut vinovați de un păcat veșnic și Domnul le spune, hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici acum, nici în veacul viitor. Pentru că vreau să vă spun ceva, oamenii aceștia cunoșteau legea, aveau prorocii, aveau în fața lor pe Fiul lui Dumnezeu în persoană. Duhul Sfânt îi cerceta și vedeau minunile pe care Dumnezeu prin Iisus Hristos le făcea sub ochii lor. Și cu toate acestea, niciodată în istorie nu a mai fost arătat omului așa de multă lumină, așa de multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu cum a avut parte să vadă farisei ăștia. Și cu toate acestea, oamenii aceștia vin și spun, minunea asta care s-a făcut de eliberare și de vindecare s-a făcut cu ajutorul lui Belzebub. Și acesta a fost păcatul de hulă, de blasfemie de care s-au făcut fariseii vinovați. Astăzi vreau să vă spun că păcatul, hula împotriva Duhului Sfânt este acea atitudine, acea stare de necredință constantă, de împotrivire, împotriva îndemnurilor Duhului Sfânt care te îndeamnă să te pocăiești. To resist always, to resist against the Holy Spirit. Lucrarea Duhului, dragii mei, este foarte clară și în Ioan capitolul 16, versetul 8, spune acolo că Duhul a venit ca să ne convingă, să convingă lumea de trei lucruri, de judecată, neprihănire și adevăr. Și problema aceasta e foarte simplă. Cine crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trece din moarte la viață. Cine se împotrivește azi, se împotrivește mâine, se împotrivește poi mâine, trăiește în starea aceasta de necredință și ajunge să hulească toate îndemnurile care Duhul Dumnezeu le are la adresa Lui. Mă rog Domnului și doresc ca niciunul din voi să nu se facă vinovat de păcatul acesta. Mă rog Domnului ca niciunul dintre voi să nu se facă vinovat de păcatul acesta. Să ascultați de îndemnul Duhului care ori spre pocăință, ori spre a face un lucru sau altul. Așadar am notat aici, hulă, blasfemie, împotrivire constantă, o atitudine continuă de necredință la îndemnurile Duhului. Sper să înțelegeți și să rămână cât mai clar în viața voastră. Merg repede, mă înțelegeți cum? Cei din spate mă auziți? Mă înțelegeți? Flaviu, mă înțelegi ce spun? Da? Ce înseamnă hulă? Blasfemie, ok. Se iartă păcatul ăsta sau nu? Ok, și ce înseamnă să blasfemie sau să ai hula aceasta? Păi nu ești pe acum, am explicat. Îți mai spun o dată. O stare, o atitudine de necredință constantă împotriva îndemnurilor Duhului. Ai înțeles? Ce înseamnă blasfemie? Ok, that's another way to să hulești, yeah? Dar atunci când Duhul Sfânt îți spune, Flaviu, trebuie să te pocăiești, îți spune tati, îți spune mami, îți spune la biserică, auzi mâine și la 18 ani refuz, la 22 de ani refuz, la 35 de ani refuz, la 45 de ani refuz, la 50 de ani refuz, la 65 de ani refuz, la 80 de ani refuz. Ai ales, ai decis să rămâi într-o stare de necredință și să te împotrivești îndemnurilor Duhului Sfânt. Ăsta e păcatul de hulă împotriva Duhului Sfânt. E clar pentru toți? Da? Să vă păzească Domnul pe vreunul să trăiți în păcatul acesta. A treia întrebare. Și acum aici încerc să poate să luăm puțin mai mult timp. Ce înseamnă botez cu Duhul Sfânt? What is the baptism of the Holy Spirit? Aleas notes ca să... Gelu. Pentru cine are întrebări. Trebuie să alocăm timp și pentru întrebări? Aha, ok, good, good. Deci ce înseamnă botez cu Duhul Sfânt? Dragii mei, vreau să vă spun că botez cu Duhul Sfânt mai este numit și umplere sau plinătatea Duhului. Umplere, adică scufundare, umplut de prezența Duhului Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată, da? O experiență nouă față de momentul în care
îl primim pe Domnul Iisus în viața noastră ca Domn și Mântuitor, prin pocăință, intrăm în apa botezului, declarăm în fața mulțimii că vrem să-L slujim pe Domnul toată viața. Omul aude și crede, da? Duhul e cel ce convinge și acesta e primul contact al omului cu persoana Duhului Sfânt. Da? Și prima lucrare a Duhului în viața omului. Vreau să vă spun și din Scriptură diferența între botezul în apă când omul a decis, a fost convins de Duhul Sfânt că e păcătos și că are nevoie de un mântuitor și salvator personal, Domnul Iisus, și momentul în care Domnul îl botează cu Duhul Sfânt e o altă experiență. După înviere, Domnul Iisus, când a venit la ucenici, ei erau cu ușile încuiate, speriați, plini de frică și Domnul le spune: pace vouă. Și în momentul acela, în versetele următoare, spune că Domnul zice: luați Duh Sfânt. Acesta a fost momentul când ucenicii au fost convertiți, au fost convinși cu adevărat de nevoia lor de un mântuitor, de un salvator. Și îi găsim în Fapte 2, textul care l-am citit, 50 de zile mai târziu. 120 împreună cu Maria, mama Domnului, erau adunați în odaia de sus și așteptau făgăduința, promisiunea, botezul cu Duhul Sfânt, care Domnul le-a spus să nu vă depărtați până nu veți primi această putere. Deci și biblic, și ucenicii au trăit experiențe total diferite. Care e vestea bună? Că botezul cu Duhul Sfânt, experiența aceasta, nu s-a sfârșit atunci, nu s-a terminat atunci. A continuat 10 ani mai târziu în casa lui Cornelia, deși erau neamuri, nu erau iudei. A continuat mai târziu 20 de ani la Efes, când Pavel merge și întâlnește niște ucenici al lui Ioan. A continuat și în Betania, a continuat și anul acesta în februarie, a continuat și poate Domnul și în seara aceasta, va continua și poate Domnul pentru orice inimă care dorește, însetează, să toarne Duhul Sfânt. Întrebarea este dacă ne dorim. Dacă ne dorim. E foarte important să știm, să cunoaștem și apoi credința noastră crește atunci când știm că lucrul acesta, lucrarea aceasta este pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Este o întrebare care răspunde mai practic la lucrurile acestea. Vreau să vă spun aici câteva lucruri care să vă rămână în minte. Diferența între botezul în apă atunci când am intrat în apa botezului și am conștientizat, convins de Duhul Sfânt că numai așa poți să te întorci cu adevărat la Dumnezeu prin pocăință, și diferența între momentul de botez în Duhul Sfânt, de umplere, de plinătatea Duhului. La botezul în apă, scopul botezului în apă e spre pocăință. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este să fii martori. Domnul Iisus a spus: nu vă depărtați de Ierusalim, rămâneți aici până veți primi o putere și veți fi martori. Dacă ți-e rușine la școală că ești creștin și că, eu știu eu, alții râd de tine sau de numele acesta te bazjocoresc, ai nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să nu mai ai nicio jenă. Când vine Duhul Sfânt peste tine, umplerea aceasta, nu mai ți-e jenă de nimeni. Nu ai nicio teamă, nicio frică să mărturisești că tu ești un creștin adevărat, un copil al lui Dumnezeu. Diferența între botezul în apă și botezul în Duhul Sfânt: botezător, la botezul în apă, Duhul Sfânt, după ce te conștientiza lucrarea lui spirituală, și apoi cel care face efectuarea exercițiului acesta fizic e păstorul. Deci Duhul Sfânt te convinge, auzi adevărul lui Dumnezeu, îl crezi, te pocăiești și intri în apă. Și păstorul, slujitorul Domnului, face lucrarea aceasta fizică, efectiv, de cufundare. La botezul în Duhul Sfânt, botezătorul cine-i? Iisus. Iisus a promis și a spus, Ioan mărturisea despre el: eu vă botez cu apă, dar după mine vine altul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Botezătorul este Iisus. Ce primești la botezul în apă și ce primești la botezul în Duhul Sfânt? Ca să vedeți diferența, la botezul în apă intri în trupul lui Iisus Hristos, biserica, și este scris acolo în Efeseni capitolul 1, versetele 13 și 14, că după ce am primit credința, am fost pecetluiți de Duhul Sfânt și puși deoparte, am intrat în trupul lui Hristos în biserică. La botezul în Duhul Sfânt primim umplerea
îl primim pe Duhul Sfânt, da? Scopul pentru care scopul botezului în apă îi pentru viață veșnică, da? Și scopul botezului cu Duhul Sfânt, putere de a fi martor, de a intra și în lucrare și în slujire. Și ultima, rezultatul, ce se întâmplă la botezul în apă, roada Duhului, încep din momentul în care te-a convins Duhul lui Dumnezeu că ești un păcătos și ai nevoie de mântuire și de salvare, să începi să rodești, începi să gândești altfel și obiceiurile păcătoase care le-ai avut se schimbă cu roada Duhului. La botezul în Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt pentru lucrare. Cred că e foarte clar pentru fiecare și realizați acum la momentul acesta diferența între botezul în apă, ce se întâmplă, care e scopul, care e rezultatul, ce primești, cine e botezătorul, care e scopul unuia și altuia. Ok. A patra întrebare, sunt aici niște versete care mi le-am notat, dar nu o să reușesc, n-avem timp să le citim. A patra întrebare la care vreau să răspund este următoarea. Când și cum primim Duhul Sfânt? When and how do we receive the Holy Spirit? Este cineva interesat să afle răspunsul la întrebarea aceasta? Ridicați-o mână sus. 1, 2, 3, 4, 5. Bun, sunt interesați. Voi ceilalți nu sau e jumătate de mână? Așa aș fi ridicat. Pe mine Domnul botezat cu Duhul Sfânt la 14 ani. Eram în liceu la Cluj și era primul an, plecat de acasă, cred că am mai spus asta. Am intrat într-o altă lume, alți oameni, eu de la sat, mers la oraș, habar n-aveam ce mă așteaptă și am venit în vacanța de iarnă, de sărbători, de Christmas, am mers acasă. Mergeam cu trenul. Voi acum facem 3 ore de la... nu știu, Budapesta, Cluj, la Dublin, eu făceam 3 ore și jumătate de la Maierul, de unde eram, la Cluj. Vă dați seama cât de mult au evoluat lucrurile. A fost în urmă cu 96, 20 de ani. Man, 20 de ani, extraordinar, long time. Și am venit acasă și s-a organizat stăruință. Și am zis, măi, cred că am și eu nevoie. Aveam 14 ani, pe clasa 9, numai ce intrase la liceu. Era așa, mi-a intrat o groază de oamenii de acolo. La școală era foarte greu. Eram la informatică, se făcea engleză. 8 ore de informatică, matematică, fizică, altă lume. Un stres pe mine. Știți cum sunt băieții de oraș? Începeau să facă glume. Mă simțeam așa, dat la o parte, nebăgat în seamă, singur. Dorul de casă, pentru prima dată când am plecat de acasă, mă termina. Și a crescut din toată mine dorința aceasta să mă duc să primesc și eu puterea Duhului Sfânt. Să primesc și eu ajutorul acesta, mângâierea aceasta, sfaturile care Dumnezeu le are și le face prin lucrarea Duhului Sfânt. Și am mers la prima seară de stăruință. Și în prima seară, Dumnezeu nu că-s eu bun, pentru că o să vedeți de ce, Dumnezeu mă botezat cu Duhul Sfânt. Eu cred și am spus și spun încă o dată, dacă Domnul nu mă boteza cu Duhul Sfânt la începutul anilor de liceu, eu nu cred că mai eram în biserică. Provocările, ispitele, ceea ce urma și am văzut, la atâtea lucruri am fost expus, stăteam în internat cu 4 sau 5 băieți. Toate relele de pe lume se făceau acolo. Am ajuns în clasa 12-a, un cămin, ca un campus, da, unde stau studenții, unde stăteau sute de elevi, la parter erau câteva sute, la etajul 1 alte sute, la etajul 2 erau numai fete. Un paler întreg, vreo 40 și ceva de camere, numai de fete. 4x4, 100 și ceva de fete, așa, și la etajul 3 erau iară băieți, ăștia mai mari, de clasa 12 și așa. Și am ajuns să mă pună să fiu șef de internat. Și colegii mei, ca să facă bâza de mine, să râd de mine, au început să pună niște poze cu femei goale. Și au vrut să vadă care e reacția mea. M-am dus jos la pedagog. Știi cineva ce înseamnă pedagog? Nu? The man in charge with the campus. Ok? Era o doamnă. Îi ziceam brunetă, așa. Era una blondă și una brunetă. Blondă și brunetă. Așa era între noi, la vârsta aia. Și a mers și a spus, uite, colegii mei au pus mizerele astea. Trebuie să facem ceva, eu nu pot, spocăit, nu pot să
pregăteam să închei legământul cu Doamna apa botezului și a venit și așa, pornită, mânioasă, le-a tras jos de pe pereți și le-a călcat în picioare și acum îmi aduc aminte și le-a pus în bin. Să vedeți ce mi-a făcut ăștia. S-au apucat să mea la rost și să-mi spună că ce, acum eu mă cred mare și... Dar atâta le-a fost. Că nu am mai avut după aia niciun curaj, pentru că you have to stand for your thoughts and for the truth. Și Dumnezeu îți face dreptate. De aceea, vreau să vă spun când și cum se primește botezul cu Duhul Sfânt. Dacă mai fac așa câte o paranteză din asta, câte o pauză, nici nu mi le-am propus, dar dacă vin, înseamnă că-s de la Domnul și le primiți așa cum vin la pachet toate. Primul lucru, trebuie să crezi, este un fel de terms and conditions, da? Cum să primești și când. Să crezi în Hristos Iisus ca Domn și Mântuitor personal. Cu alte cuvinte, să fii născut din nou. Petru le spunea, doar foarte fugitiv vreau să fac referire, în Fapte, capitolul 2, 38, când le-a predicat celor din ziua cinzecimii și au auzit acolo, oamenii care l-au răstignit pe Iisus Hristos, le-a spus, cuvântul spune că au rămas străpunși, atinși în inimă și au spus, domnilor, ce să facem? Petru Fricosu, acum ajunge mare domn, la care le întreabă ăștia, da, ce să facem? Și el zice, pocăiți-vă, credeți și o să fiți botezați în apă și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Să crezi în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Prima condiție. A doua, trebuie să crezi că Duhul Sfânt e un dar special trimis pentru tine. Ascultă-mă. Trebuie să crezi că Duhul Sfânt este un dar trimis pentru tine, special, pe numele tău, cum spunea fratele Vale. E promisiunea lui Dumnezeu în Fapte 2 cu 39, făgăduința aceasta, promisiunea aceasta e pentru voi, se spune atunci, pentru copiii voștri, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. În promisiunea aceasta, în făgăduința aceasta, se are în vedere și pe cei care sunt în 20 octombrie 2016. Pentru toți. Pentru toți. Dumnezeu nu vrea să lase pe nici care afară. Pe toți vrea să îi boteze cu Duhul Sfânt. Ok? Al treilea lucru, să ceri în rugăciune cu stăruință. Și aici, în Luca, capitolul 11, versetele 9 la 13, Domnul Iisus spune ce înseamnă să te rogi cu stăruință. Citiți acasă. Pentru cei care vă doriți ca Domnul să vă boteze cu Duhul Sfânt, citiți să vedeți ce înseamnă să stăruiești, să te rogi cu stăruință. Și Domnul vine și spune concluzia. Eu vă spun doar concluzia. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult, Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Crezi că e un dar pe numele tău, îl ceri cu stăruință. Al patrulea lucru, îl poți primi și prin punerea mâinilor de către frații slujitori. Se poate întâmpla și lucrul acesta. N-am pus intenționat post și alte lucruri care se cer, sunt foarte bune, dar vreau să vă spun în această seară și să așez baza adevărului lui Dumnezeu. Ajută și postul, ajută și mărturisirea, dar nu vreau ca nimeni să se creadă și să se încreadă. Că dacă postește 10 zile, Domnul trebuie să-i dea. Dacă altul nu posti deloc, nu merită. Nu-i pe merit. E darul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu trebuie să postești. Dar vreau să știți adevărul curat, tot adevărul. Bine? Și încă un lucru, un sfat practic. Aici ridică bariera minții. În momentul în care vii la rugăciune și te-ai pus pe genunchi, poți să faci asta și acasă. Pentru un tânăr, un băiat și o fată care crede că Domnul botează cu Duhul Sfânt, dacă crede din toată inima, merge în seara asta acasă, face o rugăciune și sfatul acesta practic de a ridica bariera minții, adică de a nu bloca cu mintea ta cuvintele care urmează să le spui, îl lași efectiv pe Duhul lui Dumnezeu să spună cuvintele. Ei, când ești acasă singur, treci peste impedimentul acesta că e cineva pe lângă tine și te aude și rușinea aceasta, oare ce ar putea să spun? Mi-e jenă, dacă mă aud frații, mă aud fetele, băieții, ce o să spun? Don't care. Forget about. Sunt lucruri care Duhul le dă și vorbești în altă limbă. Așadar,
Să crezi că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul tău personal, să crezi că Duhul Sfânt e un dar special trimis pe numele tău, să ceri în rugăciune cu stăruință, îl poți primi și prin punerea mâinilor și nu uita sfatul acesta practic. Nu bloca cu mintea. Oh, ce urmează să spui? Nu știu, n-am făcut niciodată, n-am vorbit niciodată. Ce înseamnă? Cum o să fie? Credință înseamnă o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Lucrurile care nu le-ai mai gustat, testat, vorbit până atunci. Asta e credință. Ok? Și acum o întrebare foarte, foarte bună, care cred că prin răspunsurile care vi le voi da, vă va ajuta și vă va crește credința. Sper să-i prind și pe cei care stau capul în jos, nu știu, poate pun întrebări pe foițele lor sau poate iau notițe, nu știu, oricum. La ce te ajută pe tine botezul cu Duhul Sfânt? Chiar așa, la 12 ani, la 13 ani, la 15, la 22 de ani, la nu știu câți ani aveți, la ce te ajută pe tine botezul cu Duhul Sfânt? What does the baptism and the Holy Spirit do for you? And I'm going to tell you a lot of cool things. Are you ready to hear them? First, you speak to God. Vorbești cu Dumnezeu. Ăsta e un lucru extraordinar. Prin botezul în Duhul Sfânt, tu vorbești cu Dumnezeu. Vreau să vă citez referința. 1 Corinteni, capitolul 14, să nu credeți că am inventat eu ceva. Spuneam că vreau să spun adevărul, măcar așa, din când în când să citesc câteva versete. 1 Corinteni, capitolul 14, cu 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, auziți, nu trebuie să vă fie rușine, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Cine vorbește în altă limbă, vorbește cu Dumnezeu. And that's a cool thing. It is a cool thing. Gândește la cea mai importantă persoană care o ai, nu știu, în școală, acasă, nu știu, cineva important care crezi tu că e important și ai vrea să vorbești cu el măcar 5 minute. Cât de bucuros împlinit dacă ai fi dacă omul acesta ți-ar acorda 5 minute. E, gândește-te că Dumnezeu îți face favoarea aceasta să vorbești în altă limbă cu El lucruri extraordinare care, în urma faptului că poate chiar nu le e greu de înțeles de explica lucrul ăsta. Nu înțelegi, nu știi să explici, dar primești acea pace, bucurie, împlinire care se așează și pe față, că văd alții, că zice că atunci când au fost botezat cu Duhul Sfânt, s-o și văzut, s-o și auzit, ok? Dar bucuria și pacea care ți-o dă e un lucru extraordinar. Al doilea lucru. Te zidești, te încarci spiritual. You are edified or charged up spiritually. Versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Atât. Cine prorocește, zidește, sfătește biserica. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Știi de ce nu poți să biruiești pornografia, masturbarea și toate celelalte păcate care te încolțesc la vârsta asta? Pentru că nu te zidești, nu te încarci spiritual prin Duhul Sfânt, în Duhul Sfânt. De-aia nu poți. De-aia nu poți. Și o să mai treacă încă 5 ani buni, încă luni după luni și nu o să poți. Că nu o să poți birui, că nu poți de unul singur. Al treilea lucru extraordinar la ce te ajută, te rogi special, rugăciune în Duhul. Nu știu dacă a experimentat cineva vreodată lucrul acesta, să te rogi, să nu știi ce te rogi sau chiar să știi. Ăsta e și mai nice, și mai cool. Să te rogi, să știi că te rogi în românește, dar nu te rogi tu cu mintea. Adică ți-ai planificat, Doamne, mă rog pentru să-mi dai o soție credincioasă, să știu la examene, să îmi dai de muncă, îți mulțumesc, să cer, să te rogi, cu mintea, lucruri care ți le-ai planificat. E, există rugăciune în Duhul, a special kind of prayer, yeah? În care te rogi, auziți, vă spun un lucru care l-am experimentat, nu povești, nu din cărți și așa din altă parte, să te rogi, să te auzi pe tine că te rogi în românește și să te miri de ce cuvinte spui. Asta e rugăciunea în Duhul, numai faptului că Domnul te umple cu Duhul Sfânt. Să zici, mintea undeva așa în spate spune, păi, extraordinar cum mă rog, eu nici nu mi-am propus să mă rog așa, nici măcar nu m-am gândit. O să ai niște cuvinte extraordinare, speciale, cu totul speciale. Poate vii în altă limbă, poate nu înțelegi, dar efectul se vede imediat. Și al patrulea lucru,
poți primi și lucra cu darurile Duhului Sfânt. La asta te ajută pe tine botezul cu Duhul Sfânt. Să primești daruri și să lucrezi cu ele. Da? Fără un sfert. Mai mergem câteva întrebări. Întrebarea numărul 6. Care e diferența între talent, dar spiritual și roadă? Am uitat să pun acolo. Talent, dar spiritual și roadă. Hai să le luăm pe așa, în două. Diferența între talent și dar. Talentul e rezultatul unui dar natural moștenit genetic și sau antrenat prin muncă. În timp ce darul Duhului e rezultatul puterii Duhului Sfânt. Practic, dacă te-ai născut într-o familie de sportivi, de muzicieni, e clar, ăla o să-ți fie drumul. Avantajul e că ai pe cineva care să te îndrume. Altul care nu s-a născut într-o familie de sportivi sau de muzicanți, n-are avantajul care l-ai tu pe cineva să-l îndrume. Va trebui să muncească mult. Poate să ajungă sau poate chiar să te depășească performanțele care le ai. Dar e un dar născut, un dar natural. Da? Talentul îl poate avea oricine. A doua diferență, creștini, necreștini, atei. Dar Duhul Sfânt nu-l poate deține decât cei credincioși. Darul Duhului Sfânt e doar pentru cei credincioși. Și talentul și darul Duhului Sfânt trebuie folosit pentru gloria Domnului. În beneficiul, zidirea altora, însă darurile spirituale nu se pot folosi decât numai în scopuri spirituale, în timp ce talentele se pot folosi și pentru scopuri nespirituale. Unul care cântă bine la un instrument, cu vocea, are un talent, îl decide să-l folosească pentru lumea aceasta. Dar niciodată acolo nu-i puterea Duhului Sfânt și darul Duhului Sfânt peste el. Ok, diferența între daruri și roada Duhului Sfânt. Prima diferență, deși că sunt 9 roade, știe cineva versetul din Galateni 5, 22-23? Roada Duhului Sfânt, împotrivă, este first, dragostea, bucuria, îndelungă răbdare, așa, bunătate, ați spus-o? Dacă știe cineva, așa, de la cap la coadă, mă gândeam să zic că vă dau 20 de euro. Știe cineva cele 9 roade? Așa, să nu le greșească, așa. Știe? Vine aici la microfon să le spună? Data viitoare, frate Radu, și dacă e cineva, spune că mă pregătesc un bagnot de 20. Deși sunt 9 roade și 9 daruri, mare diferență între ele. Foarte, foarte mare diferență. Darurile sunt scrise în 1 Corinteni, capitolul 12, roadele, lista lor în Galateni 5, 22-23. Asta e prima diferență. A doua diferență, darurile spirituale sunt daruri de lucrare pentru folosul bisericii. Roada Duhului se referă la creșterea spirituală a fiecărui credincios individual. Da? Și a treia diferență, darurile Duhului Sfânt pot lucra oricând, da? În orice moment, pentru roadă e nevoie de timp să crească. Nu o să fii dintr-o dată plin de dragoste. Nu o să te poți înfrâna dintr-o dată așa. Nu o să te poți. Roada trebuie să crească. Trebuie să lași pe Duhul lui Dumnezeu să crească această în tine. Ori darul e în totalitate puterea și manifestarea la decizia Duhului Sfânt. Ca să avem o viață echilibrată, trebuie să avem și roada și darurile Duhului Sfânt în viața noastră. O întrebare foarte picantă oarecum. A vorbit Iisus în limbi? Did Jesus speak in tongues? Are cineva răspuns la întrebarea asta? Scrie undeva în Biblie? Scrie sau nu? Nu scrie. Nu scrie nicăieri în Scriptură, deși se face referire că Domnul a vorbit în aramaică, în greacă, limba vremurilor de atunci, dar nicăieri nu se scrie. Unii spuneau și spun așa, era logic că dacă trebuia undeva să vorbească Domnul Iisus în limbi, era momentul când a intrat în apă botezului, când Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a coborât despre el și când Tatăl a mărturisit, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Nu scrie în Scriptură nicăieri lucrul acesta, însă vreau să vă spun lucrul acesta. Faptul că Iisus e cel ce botează cu Duhul Sfânt, faptul că El le-a dat făgăduința și promisiunea aceasta, nu cred că există nicio îndoială că Domnul n-ar fi vorbit în limbi pentru niciunul dintre noi.
Ok. O altă întrebare. Ce înseamnă să întristezi, să stingi Duhul? What does it mean to grieve, quench the Holy Spirit? Dragii mei, termenul de a stinge, da, quench, în Scriptură se face referire la, când e vorba despre foc, spune Efeseni că creștinii, noi trebuie să folosim scutul credinței pentru a stinge toate săgețile arzătoarele celui rău. Iisus a descris iadul ca un loc unde focul nu se stinge. Tot așa, Duhul Sfânt e ca un foc care arde și trebuie să ardă, să-l motiveze, să-i dea pasiune în viața fiecărui creștin. Atunci când nu permitem Duhului să se vadă în faptele noastre, când facem ce e greșit, știm că e greșit și facem totuși lucrul acesta, îl limităm, îl stingem lucrarea Duhului în viața noastră. A întrista e atunci când trăim ca păgâni. Și este scris în Efeseni, capitolul 4, când ne mâniem, când mințim, când furăm, când suntem răutăcioși, când nu iertăm, când trăim în păcate imorale, toate lucrurile acestea îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că este o persoană și pentru că noi știm ce înseamnă sentimentul acesta, cum ne simțim când ne întristează cineva, haideți în această seară să luăm decizia aceasta, să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și pentru cei care am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, și pentru cei care ne dorim, și pentru cei care poate am intrat în apa botezului, dar și pentru ceilalți care suntem mai mici și ne îndreptăm în direcția aceasta, și pentru prima etapă și pentru a doua. E fără 10, mai am două întrebări. Cum pot recunoaște călăuzirea Duhului Sfânt în viața mea? Și încă o întrebare, este posibil ca Duhul Sfânt să te părăsească? Care să o alegem? Alege numai una. Care? A doua? Dacă te părăsește Duhul Sfânt? Ok. Călăuzirea? Ok. Este posibil ca Duhul Sfânt să te părăsească? Will the Holy Spirit ever leave a believer? Dragii mei, poate că sună așa ciudat. Vreau să vă spun că niciodată Duhul Sfânt al Dumnezeu nu va părăsi un credincios. Dar vreau să vă spun că trăirea în păcat, nemărturisirea păcatului are consecințe în viața noastră, în viața ta, în viața mea. Atunci când trăiești în păcat, Duhul lui Dumnezeu se întristează, se supără, se stinge. Dar cu toate acestea, nu există nicio dovadă în Scriptură că Duhul ar pleca de la noi. Noi suntem cei care, gândiți-vă la exemplul acesta practic, un bărbat care își părăsește soția, care i-a fost credincioasă și se duce și curtează și se culcă cu alte femei. Poate că soția nici măcar nu știe că lui trec prin cap nebunii din acestea. Și aia acolo îl așteaptă, îi face mâncare, îl pregătește, e disponibil oricând, dar el... Pentru că de mult în gând l-a amăgit diavolul cu minciuna aceasta, mai știu eu ce lucruri a spus, a divorțat de ea în gând și acum fizic, la fel, că dacă s-a dus după alta, și teoretic o semnătură de divorț e numai chestiune de timp. Dar la nivelul gândului a plecat totul, apoi fapta și apoi ultimul lucru care până la urmă nu mai contează. Duhul Sfânt al Dumnezeu va rămâne constant și îți va spune că te iubește și te va îndemna și te va îndemna și așa cum spunea fratele Radu, până când ești în viață, cât timp ești în viață, Dumnezeu, fiecare zi care o ale de la Dumnezeu e o șansă de a te pocăi, de a te întoarce la și a asculta de îndemnurile Duhului. Vreau să sfârșesc seara aceasta făcând și o rugăciune. Dragii mei, vreau să vă spun că suntem cea mai binecuvântată generație. Și Dumnezeu are promisiuni extraordinar de mărețe pentru fiecare dintre noi. Eu îmi doresc ca în Biserica Betania, tineri, adică feciori și fete, să prorocească. Tineri și tinere să aibă vedenii. Să dea Domnul și să împartă darul în mijlocul nostru, însă numai pentru aceasta trebuie să credem, trebuie să ne dorim, trebuie să ne rugăm, trebuie să trăim o viață de sfințenie și Dumnezeu vă va binecuvânta. Vrem și îmi doresc ca Dumnezeu să folosească generația voastră din voi, din cei care sunteți mai, eu știu, mai neastâmpărați la vârsta asta, din voi și din toți, să scoată Dumnezeu bărbați destoinici, din voi care astăzi vă întrebați și aveți întrebări
și frământări, există sau nu Dumnezeu? Despre ce e toată Biblia asta și Duhul Sfânt și Iisus și mai știu eu ce, din voi, Dumnezeu poate să scoată bărbați destoinici. Din fete care astăzi poate numai, eu știu eu, 3 ore în oglindă și alte lucruri care vă interesează, să fiți pe plac băieților, din voi Dumnezeu poate să scoate fete destoinice, pline de înțelepciune, pentru a crește și a fi o mărturie pentru irlandezele, pentru româncile care le întâlniți. Vreți lucrul acesta? Mă auziți acolo în spate? Vreți ca Dumnezeu să vă folosească? Amin? Flaviu, tu vrei? Amin? Pe cine să mai iau? Peter, tu? Vrei ca Domnul să te folosească? Să fii o mărturie, așa, să poți să primești un dar din partea Domnului și să spui, ascultă dacă faci asta și asta. Ok? Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să facem o rugăciune cu credință, bazându-ne nu pe ce am făcut noi astăzi, nu pe ce am făcut noi ieri, nu pe viața noastră, și crezând din toată inima că Dumnezeu, care e bun și credincios și pentru fete și pentru băieți, are pregătite daruri, darul Duhului Sfânt, dar de prorocie, dar de vedenie, dar de cunoștință, dar de înțelepciune, dar de vindecare, dar oricare Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Vreau să ne rugăm cu toții, să-i mulțumim Domnului, să ne facă să credem lucrul acesta și să ne dorim din toată inima ca Domnul să desăvârșească lucrarea în mijlocul nostru. Amin. Ne rugăm.